în Antalya, împotriva locului 4 din Serbia, FK Radnički, o echipă nou promovată în Liga din Serbia, dar care, iată, se comportă onorabil. A pierdut o singură partidă în turul campionatului și aceea în fața lui Partizan Belgrad, în deplasare, cu 3-0. Se anunță așadar un adversar incomod, se știe, sârbii sunt extrem de combativi, indiferent de sportul pe care îl practică. Da, dominați din punct de vedere fizic elevii lui Răzvan Lucescu la aceste faze fixe. Dau lupte grele cu adversarii lor. Ceva probleme pentru Romeo Surdu, care părea ușor accidentat. Corner bătut de același Ristić. Centrarea lui Ristić și este gol! Gol pentru Radnički. Marchează înaltul Tintor. Cred că este cel mai înalt jucător de pe teren, acest Tintor. 1-0 așadar. Un fotbalist, cred, venit de la echipa a doua, pentru că nu se află pe site-ul oficial al celor de la Radnički. Iată, revedem centrarea lui Ristić, foarte bună, și Tintor cu capul reușește să marcheze din apropiere, imposibil de ținut. S-a luptat cât a putut Burcă cu Tintor, dar nu a avut ce să-i facă. Și iată că o fază fixă. După o fază fixă, Rapid este condusă de Radnički. Și Pancu și-a luat acolo un elan destul de serios. Galben văzut de Kosaric. Destul de aproape totuși zidul. Da, destul de aproape zidul, chiar pe linia careului de 16 metri. Cred că sunt 7 metri acolo, nu cred că sunt 9 în niciun caz. Trimite de Ac, bară și este gol! Este 1-1. Marchează Adrian Grigore. 1-1. Ce bine a executat această lovitură liberă Ciprian Deac. Iar Grigore, venit din spate, a reușit să marcheze. Așadar 1-1, Rapid Radnički. Un gol până la urmă meritat de giuleșteni, pentru că au dominat această repriză secundă. Încă o dată bijuteria lui Deac din lovitură liberă. Hai, 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 hai